Salutare și bine v-am găsit la al doilea episod! Am lăsat peste seară două shopuri, cel offline și încă un ninja. Și haideți să vedem dacă am făcut niște bănuți. Aici mi-a expirat shop offline. Nu prea mai am așa de multe MD-uri, aștept la veselă. Și după aia o să-l fac din nou. Și avem 3 milioane și 200 de mii. Și mai avem câteva blăni ce nu s-au vândut e bine, avem 4.600.000 și dacă vă întrebați unde sunt banii, ei, bine, am luat această brățară, 10 vânt, 3 absorbită de PV, 1500 PV și 10 pătrundere. Am dat 60 de milioane pe ap, zic că a fost un preț bun. Și această armură cu 5 pe vânt, 5 absorbită de PV și am, pe ea am dat 9 milioane, adică asta nu a fost chiar scumpă mai, la cel mai mult a fost brățara, apoi coiful și această armură. Dar o să ne facem niște papuci și un colier și ce mai? Deja o să avem tot setul. Deci, după cum am spus, mai avem aici un ninja. Sper că nu și-a luat crești că era ecranul negru. Să vedem dacă a ceva. 52 de milioane s-a vândut tot shop aproape. Mamă, păi e, e forță, 52 de milioane, vedeți că ne-am făcut banii înapoi. Ia ce avem noi aici, plus 6, 5 critic, 1000 PV, sunt bunicii, dar păcat că sunt plus 6. Haideți să... Uh... Păi unde avem eu shop-ul ăsta, că poate el nu a fost scos. Dar nu-l mai găseam. nici cu orul nu știu unde sunt. Ok, eram puțin mai departe. Aduc orul și îmi dau toți banii. Cât avem de dat? Hai să dăm 52 de milioane. Și acum avem buget. Să vedem în ce băgăm banii ăștia. Deci, S-ul a ajuns 900k. Aproape un K a, a ajuns, un S. Un M, cu două deschideri, dacă se poate. Deci, cu două deschideri, un KK, 800 aproape. Deci, cam ăsta e prețul, 900 per, uh, per deschidere. Și aici, cu 3, da, deci, 900K per deschidere, pe păi mai facem un shop. Deci, fiți atenți, luăm asta, 750 și unem aici cu o deschidere. Le luăm pe toate. După aia M-urile cu 1500 Și eu mi-am dat seama că nu înregistram cu microfonul cel bun. Bine, eu mi-am reinstalat atunci între timp și nu am făcut asta, n am fost pregătit. Și fiți atenți. O, oricum, acum sper că se aude bine și că nu o să se mai audă buzitul, tasătoretul. S-urile le punem la 900, deci 150k profit per bucat, sau le putem pune la 988, dar chestia e că după aia M-urile la două bucăți am spus că sunt 1.700.000 și sunt ceva, bine 1.800.000, deci tot la 900 bucat, oarecum. Și apoi L-ul. Deci cel mai ieftin el e 2 ,400, și apoi 2700. Eu zic că o să fie profit de 3-4 milioane, ceea ce e ok, ne făcând nimic. Haideți că le bag în shop și vedem după. Acesta este shop-ul, deci 2,9 L-urile, S-ul 900 și M-ul 1 ,800, aproape. Avem 71 de deschidere, dacă nu mă înșel. Deci, dacă se vinde tot shop-ul, sunt 64 de milioane, mai avem aici înc încă, câteva și eu zic că ne lansăm. Haideți să lăsăm shop și să vedem cât produce. Suntem aici pe shop și haideți să intrăm că apare în s-a blocat imediat cum cum am uh, lăsat contul în bar. Bine, nu prea am lăsat în bar, dar s-a blocat imediat. Haideți să vedem câți bani avem și. 62 aici două de milioane. Și astea sunt cuferele pe care nu le-am pus în shop. Mamă de aici, înseamnă că s-au vândut în forță cuferele. Sunt tare curios cât uh, s-a făcut acum deschiderea. Probabil s-a ajuns să fie un milion deschiderea. Și dacă e așa, o să facem bani. Deci avem aici, aici 2 de caca, să vedem ce putem să facem cu ei, bineînțeles. Dar fiți atenți aici pe beau beau ce avem noi în inventar. Deci suntem aici în map 1 și dacă apăsăm aici I, ia uitați, 5 coliere de argint. 24 de coliere de cupru și pe inventarul 2 15 papuci de bambus, 4 ornați cu aur și 2 de lemn. Mai pe sărăcie la papuci dar aia e. Eu zic să îi ducem până un plus 7 parcă și să vedem ce, ne, e. ce iese. Haideți că avem 6 culere de cupru, un colier de argint plus 6 și aici avem 6 papuși de bambus, 3 ornați de aur și 1 de lemn. Haideți să dăm blesul ăsta, singurul pe acest colier și pot redus, a e, îl băgăm la fierar. și fii atent că la N-a vrut. Băgăm și colerele astea de cupru. 1, 2, 3 trebuie să iasă. Uite, 1 a ieșit. 2 și al treilea. Cum am spus, 3. Și acum avem nevoie de banderole roșii. ne-a venit și comanda. Volana de tigru. Haideți să dăm 1 de bambus, 2 de bambus, de lemn, de bambus, de vânt. Oh, a mers și de vânt. Încă unul de vânt repede, cât e cald. Bine, hai de bambus. Dar am păcări că dăm de vânt. Doi de vânt. Vedeți că e bine. Mama e forță. Deci, papuceau și mai bine decât colierele. De fapt, nici nu știu, cred că-s cam la și să dăm la plus 8, avem nevoie de gem. Am 3 și am avea nevoie de 10 și aici de bandrele roșii. Deci ne încercăm aici norocul cu o pereche de vânt. Aia, la bala portocala, cine mi-a -mi tu? Și a fost distrus. Ai. Păcat că nu a vrut și un colier de vânt, că avem nevoie de vânt, dar tot e bine și să vedem și niște prețuri. Deci, stăm aici la toți și scriem BAMBUS plus 7. Deci, vindem două perechi. Stai așa. mai bine ne uităm la bijuterii pantofi direct. Punem aici level 9 și deci plus 0 sunt 300k, plus 6, hai să punem și noi de aici de la 5, plus 6 sunt 2500, plus 7 cum avem noi, 7 milioane. Le punem și noi la 5, zic deci că dacă punem la 5 milioane se vor vinde 5 cacababuri. Uh, și să ne uităm la colier care e de nivel 8. și la fel. Deci plus 6 e ieftin. Un caca. Plus 7, 2 milioane. Mm. Colier. 2, caca. Deci dacă s-ar toate astea, am avea. Uh, 2 ori 3, 36 cu încă 10, 16 milioane. Și bine, ne uităm și la brățara asta ca să vedem ce preț are. De nivel 15. Dacă pot spune aici, și de la 0. Uh, brățară un cacao. Asta nu contează. Și pe lângă toate astea, să-l eu, vreau să mă uit la. Uh, Auriu. M. De fapt, la tot. SU a ajuns la un caca Deschiderea și nu mai sunt pe piață. M-ul. Două deschideri, da? Un milion 900. Deci 950-960, de fapt. Dar nici aici nu prea mai sunt. Și l -u. Trebuie să ne dăm mai infus. 3 milioane 300. Deci, punem și noi... Cât sunt până la 2 milioane? Sunt destule. Punem și noi la... M. Scrie Prima cu două deschideri. 193. Gata. Haideți să facem shop. Haideți că nici bine n-am făcut shop ul că deja mi s-au vândut, vândut colierele. Deci avem deschideri, papuce de bambus, brățara de argint și dacă facem noi așa un calcul, sunt 10, 20, 30, 60 și 8 de deschideri. Deci 68 de caca, mai avem un 1 aici, cu încă 18, parcă am spus. Deci 68 cu 18, 76 cu încă 101, 177 de caca. Acum să vedem. Deci avem așa, brățara asta, pe care v-am spus-o, coiful, armura, pantofii, pe care o să vreau să-i bonusez, și am luat acești cercei cu 20 sutărici. Nu știu ce mai lipsește, ce am mai putea să luăm. Dacă m-aș uita eu, să spun la niște papuci de vânt, aur plus 9, de exemplu. Sunt 33 de milioane, ceea ce mi se pare ok. Hai, poate un 25 chiar aș da pentru ei, pentru că nu sunt bonusati. Dar în afară de asta, deci avem... A, un scut ne-ar trebui. Haideți să vedem aici. Un scut la echipament și la scut. Până la 61, de exemplu. Și dăm mai în față. Până aici. Să vedem așa ce putem să găsim. Dar nu cred că găsim nimic de 20 animale, 20 orci, interesant, uite descut de ruptă plus 8, plus 6, plus 9, 57 apărare, uite scutul tigrului plus 8, a 15 pkk Păcat că pe jocul ăsta nu poți să cauți, uite, imun, 22 de milioane, deci un imun cam atât uh, Că nu poți să cauți după bonus. Deci asta e un minus și eu zic că ar trebui să se adauge. Uh, 20 de avort, 30 de milioane aproape. Uite, imun, pe scude 61, dar plus 0, 30 de milioane. Uite, 12 pe int, 31 de milioane pentru... Uh, pentru șamancă. Deci și asta e interesant. Are 20 esoterici și 12 vitalitate. Dacă am scump cel. Adică, totuși... Și... Mi-a dispărut bara asta minunat. În rest... uite, putere, vitalitate, dexteritate, de l-a de prins pe toate să spun că cu 20 sutărici nu prea ar fi, decât dacă sunt în scuturile alea sub 6 milioane, dar nu știu. Da, deci am lăsat shop aici, o să las peste seară să vedem ce produce. Cam atât și pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, când o să fac un live, Astăzi din păcate n-am putut, am avut niște treabă, când fac live avem niște coduri și o să dau și niște coduri. Intrați pe Discord, uite cine îmi dă un mesaj pe Discord, primul de fapt, prima persoană care îmi dă un mesaj pe Discord primește un cod. Deci cam atât, un like și ne auzim la episodul viitor. Pa, pa!